Furtul din garaje a devenit deja o tradiție atât printre hoții profesioniști cât și printre cei debutanți în această practică. Deși nu mai folosesc anumite obiecte, cetățenii le mai păstrează o perioadă în speranța că le vor fi utile la un moment dat sau pur și simplu nu se îndură să renunțe la ele după ce au făcut destule eforturi să le achiziționeze. Astfel, garajele nu sunt ocupate doar cu mașini, ci și cu electronice și electrocasnice, precum și cu tot felul de unelte folosite în mecanică, a căror valoare nu este de lepădat. Și cum tabla se taie ușor, iar lacătele nu sunt deloc o problemă, garajele reprezintă ținte sigure pentru hoți. Totuși, nu toți sunt la fel de pricepuți și sunt prinși de către autorități. De exemplu, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște au probat activitatea infracțională a numitului Mâii de 22 de ani din Nucet, bănuit de comiterea unor infracțiuni de furt calificat și complicitate la furt calificat. În sarcina tânărului s-a reținut că în cursul lunii aprilie ar fi comis mai multe furturi din garaje pe raza municipiului Târgoviște. Polițiștii au procedat la reținerea tânărului pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Târgoviște cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Tânărul a fost introdus în centrul de reținere și arest preventiv din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița.